CSM Focșani și CSM Râmnicu Sărat s-au întâlnit în turul 3 al Cupei României într-o partidă disputată ieri după amiază pe stadionul Milcovul din Focșani. Meciul a fost unul echilibrat, însă în timp ce râmnicenii s-au jucat cu ocaziile, adversarii lor au profitat de fiecare șansă de a marca și au obținut victoria. Bălan de la CSM Râmnicu Sărat a avut la începutul partidei trei mari ocazii de a deschide scorul, însă nu a fost destul de inspirat să înscrie. Cum ocaziile se răzbună, gaz au reușit să trimită mingea în poartă în minutul 10 prin reușita lui Ștefan Lupu, iar până la pauză și-au dublat avantajul. Și în repriza secundă, râmnicenii au avut ocazia de a înscrie din postura de 1 la 1 cu portarul prin Bălan și Roman, însă nu au fructificat ocaziile. Cei care au trimis mingea în poartă au fost tot focșănenii în minutul 49 prin Mădălin Predoiu. Golul de onoare al galben-albaștrilor a venit în minutul 59, acesta fiind înscris de Alexandru Tudoran, care a stabilit și scorul final al partidei 3 la 1. Râmnicenii vor trebui să-și revină după această înfrângere pentru că sâmbătă au programată o nouă partidă oficială în etapa a patra a campionatului. Aceștia se vor deplasa în județul Călăraș pentru a întâlni formația Fecea Agricola Borcea.